Avem aici și Philips Plain. 50% reduceri la blugi. 180 de la 369. Ia uite câtă ciocolată avem aici. 903 de la 1300. Chiar sunt reduse prețurile. Ia uite coada la The North Face. Și chiar erau 50%. 310 de la 700, deci chiar sunt reduși. Ia uite aici, Prada, Gucci, Fendi, Dolce. Am ajuns la Serravalle, cel mai mare outlet de lângă Milano. E la 100 de kilometri de Milano, faci cam o oră și un sfert. Sunt cele mai mari branduri din Italia aici. Armani, Burberry, Fendi, Gucci, Prada, Dolce, etc. Și zic ei că au reduceri până la 70%. Dar hai să vedem, sunt 230 de magazine deschise de zi, de la 10 la 20. Dar este parcarea mega extra full. Ne-am învârtit undeva la un sfert de oră să găsim un loc de parcare. Hai să vedem dacă chiar merită să vii până aici. Este din același lanț cu Pandor. Dar uite, deja e cu coadă la intrare în magazin. La Victorița. Aici avem Nike, Starbucks. Destul de aglomerat la ce era în parcare. Ia uite codița aici să intri la Gucci, Burberry, Fendi. La Jimmy Choo nu e. Bă, chiar sunt reduse prețurile, nu cu mult, dar sunt ceva reduce. Sunt colecții mai vechi. Uite, de la 790, 550. Deci sunt ceva reduceri. Uite, ăștia sunt reduși la 300 de la 670. Am filmat puțin la Gucci, deși nu ai voie să filmezi magazine. Uite ce coadă e aici la Tommy, Armani. Ciudat e că la Gucci, care e unul dintre brandurile mondiale, ce nu prea îți dau reduceri. La fel ca și LV, Hermes. Ciudat e că existau niște reduceri, erau colecții mai vechi. E aglomerat, e multă lume. E și sâmbătă și de asta. Hai să vedem ce mai reușim să filmăm, deși nu prea avem voie. Uite, aici avem la cost, la fel, iar e coadă. Probabil nu e cea mai bună zi să vii sâmbătă, dar na, așa ne-am nimerit. Ia uite coadă la The North Face. Asta e cea mai mare coadă pe care am văzut-o până aici. Karl Lagerfeld, un brand marca Armani, brandul mai low cost al lui Armani. Pare că sunt reduceri mari, e destul de gol în interior. Intră mai încolo dacă mai avem timp. Michael Kors, Furla. Ia uite, avem și Off-White aici. E interesant de văzut ce găsim la Off-White, că ne place brandul ăsta. Balenciaga, Saint Laurent. Branduri blană, branduri de top. Față de Pandorf, sunt branduri mai pe luxury aici. Hai să intrăm la Off-White, să vedem ce prețuri au. 35%, asta chiar e redus, că îl știu de pe Farfetch. Și bă, ăsta îl știu. 286, deci sunt ceva reduce. Uite și Hanoracul ăsta. Tot 35%, 316. Tricoul ăsta cu off redus la 163, chiar sunt reduceri aparent. O
Au fost niște reduceri interesante. Ia uite aici. Unde e prețul? Ia uite. Nu știu. 300. Ideea e că nu prea o mărim. Costă 37. Au și curele, dar nu văd prețul. A, uite, asta e 195 de la 300. Asta nu văd. Aici branduri mai puțin cunoscute, sau cel puțin de către mine. Uite, New Ju. La brandurile astea mari, cunoscute, e coadă cam la toate. Într-adevăr sunt reduceri, chiar sunt prețuri reduse. Mai avem aici Casa Dei pentru doamne și domnișoare. Givenchy, Bulgari, uite și Moncler acolo. Hai să vedem, încercăm să filmăm, deși lumea se isterizează și nu putem filma prea mult. Dar prima impresie e că merită să bați drumul până aici. Par prețuri bune. Training 400, nu se vede. Training-ul ăsta. Tricouri la fel reduse. Uite aici. La Givenchy erau cele mai mari reduceri, doar că nu m-a lăsat să filmez. 50% și chiar erau 50%, că știu prețurile. Deci, până acum Givenchy, cea mai mare reducere, 50%. Hai până la Moncler să vedem dacă au ceva. Se stă la coadă, magazinul destul de mare, pare că are destul de multe. Să vedem. Ia reducere aici, deja s-a crizat ăla. Uite, mai e o geacă. Nu pot să o filmez de departe. Sunt ceva reduceri. Ia să vedem asta cât e. N-are prețul afișat. Uite asta. 903 de la 1300. Văd că majoritatea au cam 30% reducere. Uite, Adidas Moncler la 195. Uite și la Bocanci, reduceri. După cum ați văzut în poze, sunt reduceri de 30, dar și 50%, ceea ce e super pentru Moncler. Găseai prețuri bune. Hai să vedem la D&G ce avem. Uite ce mișto e piațeta asta aici, așa. Uite, avem acolo Valentino, aici Prada, Versace, mai departe încolo avem Boss. Pucci, uite, brandul Pucci. Oale cu via după Gucci. Hai să intrăm la D&G să vedem ce au aici. Hai că la D&G chiar n-am putut să filmăm. Erau reduceri, nu foarte mari, cam 20-30%. Uite la CK. Ce coadă e. Și lângă avem Guess, acolo Boss. Hai la Valentino să vedem ce au. Salvatore Ferragamo. Lângă. Peste tot, la brandurile cunoscute, peste tot e coadă. 720. 30%. Vă arăt la Adidas, că e mai ușor să arăți și să filmezi, că n-ai voie. După cum am mai zis, 310 de la 700, deci chiar sunt reduși. Pantalon de training de la 1200 la 720. Ceva pantofi pentru doamne. Replay, Columbia. Levis. Diesel.
Ne-au făcut cu mâna. Playland, Nike aici. Am filmat mai mult brandurile super premium ca să vedeți dacă chiar sunt reduceri. Și un pic pe fugă, n-am avut timp să intru la toate. Hai să intrăm la Diesel să vedem la blugi cum stăm. 50% reduceri la blugi. Foarte mare magazinul. Colecția nouă, aici nu prea sunt reduceri. La Nike era de intrat, dar uite ce coadă e. La Diesel erau reduceri nu foarte mari, blugii în jur de 100 de euro, reduci de la 150-170. Foarte multă lume cu câinii, ce e interesant că în afara României am tot văzut accesul cu câinii în magazine este permis cu orice fel de câine. Ceea ce mi se pare foarte tare. Avem și McDonald's aici, dacă vă ia foame și vreți să mâncați ceva sănătos, naturel. Hai să vedem ce mai găsim aici. Uite și fosil. Asics, Pandora. Și lume multă. Ia uite Adidas ce mare e. Swarovski. Sunless Hut. Hai să mergem și noi acolo. Uite câtă lume aici. Ia uite câtă ciocolată avem aici. United Colors of Benetton. Ia uite coada aici. Multă lume cu animalele de companie. Balmain Paris, ia să vedem. Coada mare la Timberland. La Balmain aveau 10 produse de toate, dar într-adevăr erau reduse. Cam 40%. Giuseppe Zanotti. La fel pentru domnișoare. Disper. Nu e prea multă lume la coadă. Uite, e magazinul destul de mare. Ideea e că ne-am plimbat undeva la vreo oră, am băgat capul în câteva magazine. Nu le-am luat la rând, suntem și un pic pe viteză. Deci merită să dai o tură pe aici dacă ești la Milano. La Milano ajungi foarte ieftin. Zboruri de la 10 euro. Magazinul Bulgari pare a fi închis și părea destul de mare. Vine atât de multă lume cu animalele aici, încât au făcut o cijme pentru câini. Ce tare! Ia uite alt cățel acolo. Avem aici și Philip Plain pentru iubitorii brandului. Mie personal nu-mi place deloc. Pare un magazin destul de mare. Ai aici un indicator cu brandurile în ce direcție le găsești. Uite ce coadă s-a făcut la Off-White. Hai să intrăm puțin și la Balenciaga. Trac. O strategie interesantă la Balenciaga, nu aveau prețuri pe produse, trebuia să întrebi. Cel mult aveau prețul întreg, dar Triple S, cum bănuiesc că interesează pe multă lume, nu aveau o reducere consistentă, era undeva pe la 600, cea mai ieftină pereche de Triple S. Tracurile pe la 550. Deci, așa și așa. Oricum, Balenciaga greu bagă oferte. Uite încă un alt loc dedicat câinilor. Aici cijmea, ai acolo pungulițe dacă face caca. Foarte mișto. Adevărul că sunt foarte mulți cu căței după ei. S-a făcut coadă imensă la Gucci. Se pare că avem ceva branduri și la etaj. Ia uite, Nespresso, Converse, Salomon, New Balance. Hai să urcăm, să vedem ce e. Ia uite câte mașini sunt în parcare. Practic pe aici văd că trecem peste șosea. Eu am crezut că sunt brandurile la etaj, dar de fapt sunt în cealaltă parte, peste stradă. New Balance. Mulți iubitori de New Balance. Salomon, ar trebui să intrăm să vedem dacă găsim ceva de schi.
de coadă destul de mare, poate la întoarcere. Aici nu sunt branduri atât de cunoscute. Aici sunt brandurile mai fraiere, care n-au bani să stea în partea cealaltă, la bogăție, la lux și opulență. Dar totuși e lume și aici. Un gas, Converse, Rossignol, Skechers, Vans. Hai mă, că sunt și aici câteva branduri, hai să vedem aici ce găsim. Ia, uite aici niște prețuri. Și aici. Geacă de schi, 970 de euro. Doar că ăștia n-au foarte multe de placă. Pantalon 30% reduș. Geci de damă 170. Am intrat la Borders. Au super prețuri. Uite geaca asta. Asta care-i pe Gabi. Are super preț de 80 de euro sau cea de 89 de euro. Au și ochelari Quicksilver de la 110 la 76. Geaca asta 127. Chiar au reduceri bune aici. Au și Roxy. Uite, geaca asta 180 de la 369. Avem aici Converse, reduceri. Ia uite, 34 de euro, 44, 55, reduceri până la 30%. Nu mai intrăm că ne elene. Uite cum îl cară pe ăsta mic aici, cap un bebeluș. Avem și Haribo, pentru iubitorii de geleuri. Mie nu-mi plac. Și jucării pentru copii. Se stă destul de mult la coadă aici. Reduceri 30%, 50%. Se stă foarte mult la coadă pentru că sunt limitări de persoane din cauza COVID-ului. 8, 10, 15. În cel mai mare magazin de aici am văzut o limită de 25. Dar, na, cu cât e magazinul mai mic, cu atât sunt mai puține persoane și trebuie să stai la coadă. La magazinul ăsta am stat cel mai mult, la Salomon. Și uite ce coadă s-a făcut. $137. Chiar sunt 30% reduse. Da. Sunt 50 euro. 54 de euro. Hai că s-a făcut noapte. Am stat undeva la 3 ore. Dar poți să petreci cel puțin o zi întreagă aici. Merită să vii. A fost în urmă cu 3 ani și parcă nu era așa ofertant. Dar acum am găsit niște prețuri chiar reduse. Și sunt, na, branduri mișto. N-am intrat la brandurile premium, am intrat doar la super premium ca să vă faceți o idee despre discounturi. Eu zic că sunt substanțiale și dacă tot ești în Milano, ar fi băcat să nu ajungi până aici. Sper că v-a fost de folos acest video, v-ați făcut o idee despre ce e aici. Hai, ne auzim la următoarele. Ciao!